Canicula a devenit un adevărat calvar pentru lucrătorii medicali de pe ambulanțe. În timp ce temperaturile ajung la peste 30 de grade Celsius, aceștia lucrează în combinezoanele de protecție în care se simt ca într-o adevărată saună. Când se întorc de la solicitări, sunt uzi până la piele, istoviți și deshidratați. Acum noi suntem echipați pentru a pleca la solicitare. Până ajungem, până investigăm pacientul, cam scurge, transpirația este, apă scurge. Prin costumația asta noi nici nu putem, corpul nu respiră. Mai transpiră și viziera și pe față scurge transpirația în picături. Laura Mașnic, de 7 ani, lucrează felcer la substația din sectorul Rășcani al Capitalei. Ea spune că activitatea lucrătorilor medicali de pe ambulanțe a devenit mai dificilă odată cu începerea pandemiei. Laura zilnic are până la 25 de solicitări, iar la sfârșitul turei ajunge istovită. Cel mai greu este ziua când temperaturile sunt ridicate, iar echipamentul de protecție nu trebuie să lipsească la solicitările suspecților sau bolnavilor de COVID-19. Felcerul spune că îi ia 7 minute să se dezechipeze și să pornească la chemare. Își permite să ia o gură de aer și să bea apă între solicitări atunci când dezbracă echipamentul și se dezinfectează ambulanța. Ne că încă avem la substațiune, dar după numărul de solicitări e greu ca să vii, să faci un duș, să te schimbi. Discutăm și cu dispeceratul că avem nevoie pe 5 minute să intrăm sau la necesități fiziologice sau astea, adică suntem înțeleși. Nu e... Dacă este ceva urgent, și-am plecat. Adică te constrângi. Laura Mașnic spune că la începutul pandemiei nu s-a gândit că acest virus se va răspândi atât de rapid și că va fi atât de periculos. Pentru mine era la început o glumă. E, de ce? Las că e o simplă viroză. Noi ne-am obișnuit, o viroză. E o febră, na. Dar treptat, văzând real ce se întâmplă, fiind și eu ospitalizată în primăvară, cam am simțit pielea mea. Adică este ceva real, care într-adevăr trebuie să ne protejăm. Felcerul spune că în perioada pandemiei a întâlnit diferiți pacienți cu diverse forme ale bolii și că unii dintre ei au început să creadă în existența noului virus abia când au ajuns pe mâna medicilor. Femeia mai spune că unii bolnavi ascund simptomele de COVID-19 atunci când sună la serviciul 112 și astfel expun medicii unui risc enorm. Dar vine la pacient că nu spune. Și atunci când i-ați întrebat pacientul, uite, tu ai febră, dar nu ne-ai apucat. N-am știut că am febră.